Până atunci însă ne îndreptăm atenția asupra unor lucruri mai optimiste. Astăzi sărbătorim Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene, iar în capitală, la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor, vor avea loc depuneri de coroane, eveniment care vine și cu restricții de circulație. Ce străzi vor fi închise și cum se va desfășura evenimentul, ne spune chiar acum colegul meu Cornel Chitucea. Cornel, ești în direct, bună dimineața! Bun găsit! Cu prilejul sărbării Zilei Aeronauticii și Forțelor Aeriene Române vor fi organizate două evenimente, și anume slujba de marcare a evenimentului și cererea de militară. De asemenea, ce este de precizat este faptul că pe cerul Bucureștiului vor fi numai puțin de 20 de exemplare din modelul de aeronavă F-16 și C-180 Hercule și multe altele. În ceea ce privește suvorarea acestor aeronave, pe cer vor fi explorate toate aceste modele și totodată se va asigura tot cadrul necesar să se desfășoare în siguranță această activitate și totodată se va asigura și din punct de vedere fonic ca locatarii din zonă să nu fie afectați prea tare de acest eveniment. În ceea ce privește modificările de circulațiile și restricțiile, acestea se vor aplica începând cu ora 10:30 și se vor termina în 12:30 în zona Pieții Aviatorilor. Mai exact, pentru buna desfășurare a activității, se vor aplica restricții de circulație în zona Pieții Aviatorilor între Piața Victoriei și Piața Charles de Gaulle. Totodată vor fi restricții de circulație pe străzile Alea Modrogan, strada Arhitect Ion Mincu, strada Capitan Gheorghe Dimitrie, pe ambele sensuri de circulație. În ceea ce privește buna desfășurare a activității, brigada rutieră recomandă șoferilor de autovehicule să evite zona Pieței Aviatorilor și totodată, pe cât posibil, să fie extrem de atenți la semnalele polițiștilor. Acestea au fost informațiile. La revedere!